de joc. Este un gazon care va pune probleme atât Chindiei cât și Petrolului. Deocamdată Valițicu centrează, este prima ocazie de gol și este gol! La prima oportunitate, echipa lui Nae Constantin deblochează tabela. Minutul 8 al partidei pe arena Ilie Oană. Chindia, Petrolul, 0-1. Lucian Dumitru deviază balonul centrat din flanc de către capitanul Valentin Țigu. Nae Constantin fără nicio reacție, extrem de concentrat Constantin. Lucian Dumitru, Dumitriu, marchează, iată, primul gol al acestei partide. Dumitriu apare senzațional în 6-7 metri. Acel balon pe care nu-l reia prea convingător. O minge care lovește mai mult în gamba piciorului stâng, însă a intrat bine în acel balon și în apărarea Chindiei a trădat odată în plus neatenția la marcaj. Adrian Ioniță, de lângă Ioniță, a reușit Dumitriu să trimită acel balon pe spațiul porții lui Dinu Moldovan. Un gol, iată, la prima acțiune ofensivă a Petrolului Ploiești. Chindia încearcă să reacționeze repede. Popa se încurcă în propriul dribbling. Nu sunt probleme pentru formația lui Nae Constantin. Același Țicu la bătaie acolo. Foarte bine Mirko Ivanovski pentru Gicu Grozav.